distrat. Cursul nostru de astăzi va fi o introducere în limbajul JavaScript. Limbajul JavaScript este, de fapt, tehnologia de bază cu care vom lucra noi în la tehnologie web, pentru că dezvoltăm aplicații atât pe partea de server cât și pe partea de client, iar HTML-ul vom folosi pentru a structura și formata și afișa în browser, CSS-ul vom folosi pentru a stiliza ceea ce afișăm, dar esențial pentru a scrie controlere și a implementa cod, lucrăm cu JavaScript. Acum, limbajul JavaScript este printre cele mai dinamice și flexibile limbaje pe care le-a studiat. Le povesteam la un moment dat colegilor la un seminar că este un limbaj cu care poți foarte ușor gândi divergent, dar de multe ori este complicat să gândești convergent, adică puteți să faceți lucruri creative, dar uneori este mai dificil să-l faceți să facă exact ceea ce vreți voi sau dacă aveți un cod și nu merge să identificați problema. Și aceste lucruri rezultă din următoarele caracteristici ale limbajului. Este un limbaj multiparadigmă. Pe de o parte, este un limbaj imperativ, în sensul în care scrieți instrucțiuni ca să facă ceva și nu trimiteți mesaje unor obiecte, cum există și abordări reactive în programare. Este un limbaj funcțional care suportă predicate și arrow functions. Inițial a fost un limbaj doar bazat pe obiecte, în sensul în care puteați să accesați proprietăți și metode ale unor obiecte, dar nu vă puteați voi defini propriile obiecte, puteați simula obiectele. Începând cu versiunea 6, cu ECMAScript 6 a limbajului, este complet orientat pe obiecte, deci a evoluat și sintaxa în direcția aceasta. Este un limbaj gândit să funcționeze asincron. Ca sintaxă este case-sensitiv și folosește caractere din setul Unicode. E un limbaj, după cum știți, interpretat. Există interpreter pe partea de server care se numește Node.js, runtime-ul cu care executăm cod JavaScript pe server, iar interpreterul din browser este engine-ul de JavaScript livrat în browser, out of the box. Este un limbaj cu tipuri dinamice care sunt determinate la runtime, spre deosebire de limbajele strongly typed pe care le-a studiat, gen C, C++, C Sharp și Java. Limbajul acesta este weakly typed, nu definiți tip de dată pentru variabile. E adevărat că limbajul a suportat extensii și există versiunea TypeScript în care definim tip de dată și folosim variabilele cu tip, dar limbajul, așa cum a fost el creat și funcționează încă, nu ne permite să definim tip de dată. Tipul variabilelor depinde de valoarea pe care o punem în ele. Mai mult decât atât, putem adăuga și scoate proprietăți în mod dinamic la runtime din obiectele noastre. Așadar, tipul este determinat, este dinamic și sunt determinate și modificabile la runtime. Inițial a rulat doar în browser, ca și posibilitate, a fost creat de Netscape, ca și posibilitate de a modifica, de a executa o anumită logică în client, iar ulterior a evoluat și pe partea de server. Bun. Așadar, vom întâlni atât pe partea de server cât și pe partea de client limbajul respectiv, interacționând cu obiecte specifice. Spre exemplu, pe partea de server aveți acolo figurat, mediul de execuție este Node.js și folosim module Node. Modulele respective implementează funcții pentru a lucra cu sistemul de fișiere, pentru a lucra cu baze de date, pentru a înregistra rute, cum aveți figurat acolo, modulul Express, care să ne permită să răspundem ușor la cereri HTTP. Pe de altă parte, pe partea de client, există ceea ce se numește Document Object Model, care este o ierarhie de obiecte create de către browser peste tagurile HTML și peste obiectele în care sunt găzduite și randate tagurile HTML. Adică o să găsim obiectul window, o să găsim document, în interior vor exista elemente pentru tagurile pe care noi le descriem în HTML. Bun, dar atât execuția pe server, cât și cea pe client, funcționează după model asincron. Acum, legat de definirea, de obicei când învățăm un limbaj,
de la 10.000 de metri, fiind mai aproape sau mai departe de limbajul în sine, pentru că cu siguranță mă adresez un vouă și aveți cunoștințe eterogene legate de limbaj. Ați mai lucrat, unii știți deja și probabil că cursul ăsta vă trece prin ceea ce oricum cunoașteți, dar scopul este să plecăm de la un nivel introductiv și să ajungem mai departe și la chestiuni complexe. Așadar, când studiem un limbaj, plecăm de la a vedea cum definim variabile, ce instrucțiuni sunt, cum scriem cod în limbajul alt. Legat de definirea variabilelor, discutăm de domeniul de vizibilitate, și anume unde sunt disponibile variabilele pe care le definim, cum pot fi accesate și cum pot suprascrie variabile definite deja în context. În limbajul JavaScript există trei domenii de vizibilitate. Ceea ce definim în interiorul scriptului sau fără un cuvânt cheie oriunde în script este vizibil global. Ceea ce definim cu cuvântul cheie var în față este vizibil doar în funcția unde a fost definit. Dacă definesc cu var în script, va fi vizibil în tot scriptul, dar dacă definesc o variabilă cu var într-o funcție, ea va exista doar în funcția aceea. Dacă, în schimb, o definesc în funcție fără să scriu var în față, definiția variabilei mele va fi globală și scoping-ul ei va fi global. Ea va fi disponibilă și după ce se termină apelul funcției, dar nu va fi vizibilă decât după ce s-a apelat funcția, adică trebuie să se definească pentru a fi setat. Până la urmă, interpreterul JavaScript are un hash table în care reține, ca și după nume, indexat valoarea variabilei noastre. Deci, până acum, ce definim fără niciun specificator în față și inițializăm că asta înseamnă definirea? Sunt variabile globale. Ceea ce definim cu var în față sunt variabile locale în funcții. Dacă avem o variabilă globală cu același nume și definesc una cu var într-o funcție, în funcție mă pot referi doar la instanța locală. Nu mai pot accesa variabila globală niciun fel cu același nume. Și mai există, începând cu ECMAScript 6, un alt cuvânt cheie prin care putem defini variabile vizibile doar într-un bloc. Adică într-un statement, cum ar fi un for sau un while sau între acoladele unui bloc compus, care se definesc cu cuvântul cheie let. Deci ce definesc cu let în față este vizibil doar în blocul respectiv. Nu am voie să redefinesc cu let o variabilă care este deja definită. Deci dacă am o variabilă globală care se numește în același scop, dacă am o variabilă globală care se numește la fel ca cea locală, îmi va permite să o definesc în scopul mai jos, într-un bloc, dar nu voi mai putea accesa pe cea globală. Dacă am o variabilă definită cu var în funcția unde e blocul meu, o să pot să definesc în bloc cu let, dar iarăși nu voi putea accesa variabila definită cu var a funcției. În schimb, dacă în același bloc am deja definit o variabilă cu același nume, fie că am pus în față ceva cum ar fi var sau let, nu voi mai putea redefini variabila în bloc. Și chiar dacă e definită în blocul ăla și n-am niciun specificator și de ce globală, tot nu pot redefini. Deci let-ul îmi permite să definesc local într-un bloc o variabilă doar dacă ea nu există în scop. Deci nu că e moștenită de la scopurile de mai sus. Asta apropo de care sunt legăturile între domenii. Deci legătura între domenii este că se moștenesc de la domeniile mai sus, deci în funcții pot vedea tot ce e global, în blocuri pot vedea tot ce este în funcție și respectiv global, dar pot defini cu let doar dacă la același nivel nu mai există numele ăla. Deci dacă e ceva moștenit din scopul global sau din scopul funcției, pot să definesc cu același nume o variabilă. Dar dacă local mai am una cu același nume, nu pot. Bun, ceea ce cu var nu se întâmplă. Deci dacă am o variabilă care e deja definită, să zicem globală, și o redefinesc cu var, nu e nicio problemă chiar în același bloc. Acum, când accesez variabilele, prioritatea o au numele interne. Deci ce s-a definit în bloc va avea prioritate față de ce moștenesc dintr-o funcție sau global. Ce definesc într-o funcție este vizibil prioritar față de ce moștenesc din global. Deci dacă am o variabilă locală care se cheamă X și mai am una în funcție de se cheamă X, în interiorul blocului mă voi referi la cea locală, prin numele acela. Dacă, în schimb, numele meu nu este definit în contextul curent,
spre exemplu, sunt într-un bloc al unui for și nu am numele X definit, va căuta în funcție, dacă sunt într-o funcție, sau va căuta global dacă nu e nici în funcție sau nu sunt în funcție. Concret, spuneam că, și mai bine ne uităm la exemplu de acolo, am declarația X egal cu 1, nu am folosit nici var, nici let, X este o variabilă globală. Ea va putea fi accesibilă oriunde, în orice funcție și în orice instrucțiune care urmează în programul meu, în scriptul meu. Dar în schimb, dacă în funcție definesc cu var același nume, X, și îl setez cu o altă valoare, să zicem, când voi accesa în funcție X, va fi cel definit în bloc, adică cel al funcției. Acum, în interiorul funcției, vedeți că avem un bloc între acolade care definește cu let același nume de variabilă. În interiorul blocului meu, numele X va fi rezolvat cu definiția locală, cea cu let. Dacă aș mai fi avut mai jos încă un let X egal cu altceva, n-ar fi funcționat pentru că let-ul nu-mi permite să redefinesc. Deci trebuie ca în același scop să nu mai fi fost definită. Dar acesta funcționează chiar dacă X-ul este definit în funcție și global, pentru că let-ul nu-mi permite să redefinesc ceea ce este deja definit în scop, nu ceea ce e moștenit. Altfel n-ar putea să funcționeze deloc suprascrierea numelui. Da? Deci let-ul îmi permite să definesc în blocul respectiv o variabilă, chiar dacă mai e una mai sus ca domeniul de vizibilitate, și când mă voi referi în bloc la variabila mea X, se va lua în calcul ce am definit eu în bloc. La ieșirea din bloc însă, X-ul definit cu let nu mai este vizibil. Și de aceea afișarea cu console log de care urmează blocului va afișa cât este X-ul definit în funcție. La ieșirea din funcție, ce afișează scriptul la final este valoarea variabilei globale definită. Dacă în schimb nu aș fi avut apelul F de paranteze, apelul funcției, evident că nu mi s-ar fi definit variabila locală, dar asta nu influența cu nimic din funcție, dar asta nu influența cu nimic scopul global, pentru că funcția mea, așa cum e scrisă, nu definește nimic global. Dacă în schimb aș fi avut în funcție un Y egal cu 0, să zicem, dacă apelez funcția după ce se apelează funcția, Y-ul e în continuare vizibil, ar fi vizibil pentru că îl definesc global, dar dacă nu apelez funcția, Y-ul nu e vizibil pentru că nu l-a definit nimeni. Bun, deci ca domeniu de vizibilitate rețineți că tot ce definesc fără niciun fel de cuvânt cheie e global, indiferent unde îl definesc. Ce definesc cu var e local în funcție și suprascrie definițiile globale. Ce definesc cu let este local în bloc și suprascrie definițiile de mai sus. Pot defini și valori care să nu poată fi și variabile care să nu poată fi modificate, să nu poată fi realocate prin intermediul cuvântului const. Const nu înseamnă că ceva e imutabil. Pot să fac un array, să-l definesc const și pot să schimb valorile array-ului, dar nu pot realoca tot array-ul. Deci const se referă evident că referința respectivă ținută de variabilă nu poate fi modificată, dar de la adresa respectivă pot modifica orice. Ce tipuri de date are limbaj? Ok, nu definesc, când definesc o variabilă nu îi spun tipul, îi spun în limbaj gen TypeScript, care e JavaScript cu tip, dar chiar dacă nu îi spun tipul, evident există niște valori pe care le pot lua variabilele și niște tipuri de date aferente. Există mai multe clasificări sau, mă rog, putem să ne referim la tipuri în colecții diferite. În principiu, limbajul este pur obiectual. Chiar dacă am tipuri primitive, ele sunt boxed, se face wrapping peste ele unui tip referință. Și am împărțit eu oarecum în trei grupe tipurile de date, deși împărțirea asta nu este atât de strictă, în sensul în care există niște tipuri primitive cu care scriem literali. Mai mult de la criteriul ăsta am plecat în împărțire, că în final, peste orice valoare de aici, se creează o referință. Dar, în esență, putem să spunem că există niște literali de tip primitiv și aici găsim șirul de caractere, nu găsim tipul de dată caracter ca atare și dacă scriem între apostrof o valoare, un caracter, tot un șir va fi. Tipul numeric, toate valorile sunt în virgulă mobilă pe 32 de biți, dar există și tipul bigint pentru numere mai mari, tipul boolean, care toate sunt împachetate ca tipuri primitive.
În plus, putem lucra cu o colecție de obiecte definită prin tipul array, cu obiecte cu proprietăți definite ca object. Mai există niște cazuri speciale de obiecturi, tipul date, care de fapt este un object, dar care ține un timestamp și valorile aferente și utilitare, metode utilitare, să putem să vedem informații despre data sistemului sau să o setăm. Există un tip special de obiecte pentru expresii regulate, regex, tipul function, care în realitate este o variabilă care reține numele unei funcții, e tot un obiect, dar e referință către codul funcției, și mai există tipul simbol cu care putem defini nu constante, ci, dacă vreți, literari. În plus, mai există niște tipuri speciale care sunt tratate tot ca obiect, cel puțin tipul null, care este un obiect fără valoare alocată, și tipul undefined, care se referă la un obiect care nu este definit în dicționar, care undefined nu este un obiect. Acum, să vedem câte ceva despre fiecare, și anume tipuri primitive. Tipul string. Spuneam că reprezintă un șir de caractere. Intern este implementat ca în C, cu terminator. Nu am lungime primul caracter din șir, ca în alte limbaje, gen Pascal. Limbajul îmi permite însă să delimitez șirul de caractere, literal de tip șir de caractere, prin ghilimele, prin apostrof sau cu simbolul prim, pentru interpolare. Motivul pentru care îmi permite să folosesc și ghilimele și apostrof este ca să pot să le combin în interior fără să trebuiască să fac escape. De multe ori generăm inner HTML-ul, conținutul unui tag, spre exemplu, pe vremuri și chiar și în ziua de azi, putem concatena chestii ca să scoatem o formatare ce vrem să injectăm într-un tag HTML. Și de multe ori suntem pus în situația de a avea ghilimele în interiorul unui șir. Și ca să nu mai trebuiască să cităm ghilimelele, putem să delimităm cu apostrof în capete. De altfel, ca și best practice, mulți programatori lucrează delimitând șirurile cu apostrof și nu cu ghilimele, tocmai pentru că sunt situații în care avem nevoie să punem ghilimele în interiorul unui șir și ca să nu le mai cităm, trebuie să punem apostrof în capete. Ca atare, de ce nu ne-am obișnuit să scriem șirurile între apostrof? Că, na, în situația în care avem ghilimele în interior, să nu trebuiască să schimbăm modul în care delimităm. Dar amândouă sunt valide, fie delimităm cu ghilimele, fie cu apostrof. Chiar dacă avem un singur caracter și îl delimităm cu apostrof, el tot șir de caractere va fi, nu va fi un literal caracter. Evident, în continuare este posibil escape-ul delimitatorului de șir, cum vedeți acolo quote-ul că este citat cu escape, în cazul în care șirul e delimitat cu ghilimele sau cu apostrof și vreau să am în interior caracterul respectiv, pot să-i fac escape, trebuie să-i fac escape. Mai există în JavaScript o notație, și anume interpolarea. Și pot să scriu un șir de caractere pe mai multe linii, caz în care nu e nevoie să pun backslash când trec pe linie nouă, pot să delimitez șirul cu prim și în interiorul lui nu doar că pot să scriu pe mai multe linii, dar șirurile acestea ne permit să facem referiri la expresii JavaScript pe care le înlocuiește interpreterul JavaScript automat în șir, referirile făcându-se cu dolar acolade. Pot să mă refer atât la valoarea unei variabile, chestia aia seamănă cu o variabilă Maven, spre exemplu, dar pot să mă refer la fel de bine și la expresii complexe. Bine, scopul nu e să scriu acolo un for sau alte chestii, dar dacă vreau să apelez operator să scriu o expresie, pot să fac între dolar acolade și va fi expandată de către interpreterul JavaScript. Bun. Legat de numere și begint, numerele spuneam că sunt toate în virgulă mobilă, indiferent dacă au sau nu virgulă, că se face box la number, un număr este de fapt un obiect de tip number, și că putem să le scriem ca literal în diverse feluri, numere în virgulă mobilă, numere fără virgulă, dar tot în virgulă mobilă vor fi stocate intern. Putem să instanțiem valori apelând constructorul obiectului number. Interesant este că împărțirea la 0 în cazul ăsta... Vă rog? Ok. Împărțirea la 0 produce infinity și nu dă eroare.
există valoarea infinity pentru tipul number. Iar dacă vrem să parsăm o valoare care nu este un număr, vom obține un literal care face parte din valorile tipului number și anume constanta not a number. Dacă vrem să definim un literal și să ni se aloce un begint, îl vom sufixa cu n și are legătură doar cu precizia. Tipul boolean are literalii true și false, dar în plus, pe lângă acești literali, mai funcționează cu valori logice, spre exemplu, șirul vid. Putem să testăm că șirul, dacă testăm un șir de caractere cu if, se va verifica dacă este sau nu vid. Ca atare putem să testăm cu not în față și se va verifica dacă e definit și nu e vid. Funcționează ca și valoare de adevăr 0, numerele cu valoare 0 sau minus 0, tipul de un obiect care nu este definit, deci un nume de variabilă sau numele unei proprietăți a unui obiect care nu există, care are valoarea undefined, funcționează ca având valoarea de adevăr false. Nulul este de asemenea interpretat ca false și valoarea not a number dintr-o valoare numerică, restul valorilor fiind considerate ca true. Legat de tipuri complexe. Array-ul este o listă de valori indexată de la 0. Putem instanția un array pur și simplu dându-i între paranteze drepte listă de valori sau putem să-l creăm cu ajutorul constructorului array, caz în care în continuare putem să dăm listă de valori pentru că array permite apel cu număr variabil de parametri și se va crea un array și se vor seta valorile de acolo. Un obiect este tratat ca și un hash map în care proprietățile sunt chei cu valori. Există o ierarhie de obiecte care moștenesc proprietăți de la prototipul obiectului creat cu funcția object. Putem să lucrăm cu obiecte în format JSON, definind obiectele între acolade cu chei și două puncte valorile aferente. Declararea unui obiect se poate face în mai multe moduri. Pe de o parte, putem să scriem un obiect între acolade, deci inline pur și simplu creăm un obiect cu nume de proprietate, două puncte valori, având o listă de asemenea chei și valori, care seamănă oarecum cu C-Sharp-ul din ce ați mai făcut. Sau putem să apelăm constructorul obiectului, apelând o funcție care instanțiază obiectul și setează diverse proprietăți în funcție de cum e ea implementată. Bun. Și evident că atunci când creăm un obiect in place nu se apelează constructorul, în cea de-a doua situație se apelează funcția constructor care creează și întoarce instanța. De remarcat că funcția constructor trebuie să întoarcă this pentru a funcționa ca și un obiect, pentru a putea accesa de la adresa variabilei create proprietăți. Există tipul date, care este tot un object. Dacă vrem să obținem timp, momentul sistem, data curentă, ora curentă, instanțiem acest obiect date. În JavaScript întoarce în funcție de browser pe client, adică în client va lua ora cu time, cu fusul orar local al browserului, unde rulează, pe server al runtime-ului de Node.js. Și, evident, tipul date ne permite să accesăm prin metode de tip get și set, fie să citim, fie să modificăm diversi parametri, cum ar fi data pe ansamblu, anul, luna, ziua, minutele, secundele, milisecundele sau timpul ca și timestamp long. Expresiile regulate sunt un caz particular de obiecte folosite pentru a regăsi și înlocui valori. Se definesc nu între ghilimele ca în alte limbaje, ci cu slash slash. Pattern este cuprins între cele două slash-uri și după ultimul slash se pot pune opțiuni. Opțiunile se pot referi la a face căutarea keys insensitive cu i, la a face căutarea global sau a face căutare multiplă. Spre exemplu, aveți acolo figurat, am un string în care vreau să înlocuiesc acoladă index, acoladă cu valoarea unui parametru dintr-un array de pe poziția indexului și vedeți ce se întâmplă. Funcții care lucrează cu expresii regulate pe șiruri sunt, spre exemplu, funcția replace sau match.
Acolo îi dau o expresie regulată în care încerc să captez ce este între acolade. Parantezele respective înseamnă că creez un grup, una expresie regulată, pentru a capta valoare. Și backslash D e literalul pentru digits. Aș fi putut să scriu una expresie regulată, paranteze drepte 0 minus 9, paranteză dreaptă închisă. Iar plusul se referă la ordin de multiplicitate, înseamnă unul sau mai multe. Deci, cu alte cuvinte, expresia aceea recunoaște orice secvență între acolade de numere, de cifre, la rând. G-ul este ca să facă căutarea globală, pentru că altfel s-ar fi oprit la, și ar fi făcut replace la prima apariție. Bun, și funcția replace în cazul de față primește un callback, o funcție care va fi apelată pentru a înlocui ori de câte ori găsește. Callback-ul acela e scris ca un lambda expression, discutăm imediat și de arrow functions. Primește ca argument textul pe care l-a recuperat, e match-ul, respectiv grupurile pe care le-a extras cu notația mea de paranteză rotundă din expresie. Și am o singură variabilă recuperată, un singur grup, am numit variabilă index. Vă dați seama ce vreau să fac ca să înlocuiesc, ce trebuie să întoarcă funcția care produce. O să se uite într-un argument de variabile dacă există ceva pe indexul acela. Și dacă nu este undefined, deci e definit în array, o să întorc valoarea argumentului cu indexul respectiv din array. Dacă nu, o să întorc textul pe care l-a recuperat. Deci replace-ul nu va face nimic în cazul ăla, va înlocui ce a găsit cu el însuși. Dar dacă am indexul în array, va înlocui cu valoarea argumentului din array. Deci expresiile regulate sunt un caz particular de obiecte cu notație de forma asta, între paranteze, între slash-uri, pentru, folosite pentru a valida un text, pentru a căuta într-un text sau a înlocui într-un text. Există și două tipuri speciale, obiecte, valori de tip null. Asta înseamnă că variabila este definită, dar nu conține nicio referință către un obiect. Și tipul undefined, care este o variabilă cu tip nedefinit. Asta înseamnă că nu e definită variabila de fapt. Deci o proprietate a unui obiect pe care vreau să o accesez și care nu este definită va întoarce valoarea undefined. O variabilă pe care vreau să o accesez și nu este inițializată cu nimic va întoarce undefined. Bun, legat de conversii între tipurile de date, spre exemplu, orice obiect poate fi convertit la string, obiectele moștenesc proprietăți ale obiectului generic object în care există funcția toString. Și în funcție de la caz la caz, toString-ul produce diverse rezultate, dar poate fi modificată, poate fi suprascrisă să întoarcă altceva. Deci conversia de la un obiect la un șir de caractere se face apelând toString. Un număr, pot să convertesc un număr la un șir de caractere apelând toString, la fel. Există și alte modalități de conversie a unui număr în format exponențial, în virgulă fixă sau cu anumită precizie. Pot converti la string valori booleene apelând constructorul stringului cu valoarea sau apelând to string pe valoarea booleană. Acum, în sens invers, de la șirul de caractere la număr, pot să apelez constructorul numărului care permite să... care poate prelua ca argument un șir de caractere, îl parsează și întoarce valoarea. Dacă îi dau un șir vid, va produce un număr, dar care va avea valoarea 0. Dacă îi dau un șir care nu este un număr, va produce un număr, dar va întoarce not a number. La fel, dacă încerc să parsez un întreg, există funcțiile parseInt și parseFloat. Dacă încerc să parsez un întreg dintr-o valoare cu virgulă mobilă, adică care are și parte fracționară, vreau să spun, va păstra doar partea întreagă. Nu dă eroare, dar pierde partea fracționară. Ori dacă parsez un float din asta, evident va păstra și partea fracționară. Pot verifica dacă o valoare numerică este not a number cu ajutorul funcției is not a number. Există și conversii automate pe care le face limbajul. Spre exemplu, adunarea între o valoare numerică și un șir de caractere produce un șir de caractere, indiferent în ce poziție este valoarea numerică. Dacă
concatenezi un string cu un obiect, se va apela tu string pe obiectul respectiv și rezultatul va fi un string. Spre exemplu, acolo veți vedea tu stringul care formatează data curentă. Și la fel se întâmplă și prin conversie implicită, spre exemplu, când afișezi un obiect, se va apela metoda toString a acelui obiect. Dacă am un obiect in place, cum este acela, voi vedea, adică inline, voi vedea chiar valorile pe care le-am setat, dar toString-ul moștenit din object generic este, afișează doar object, între paranteze drepte, și tipul object și valoarea object. Dar în esență se face implicit conversia de la obiect la string, apelând toString pe acel obiect. Operatorii sunt aceiași pe care i-ați întâlnit în limbaje gen C, C++, C-Sharp, Java. Aritmetici, atribuire, operatori pe stringuri. Aici diferă față de C-Sharp, spre exemplu. Operatori, cum funcționează între tipuri diferite, ce operatori pe biți avem, cum facem comparații și alți operatori. Operatorii aritmetici. Dacă amândouă valorile sunt de tip number, vor produce rezultatul sumei diferenței împărțirii reale, deci cu virgulă. Dacă vrem să aflăm restul împărțirii, avem procent, produsul, l-ați văzut și pe el înmulțit, incrementare, decrementare, cum le știți din toate limbajele din aceeași familie, cu C-ul la bază. Atribuirea unei valori se face pur și simplu, dacă variabila nu e definită, se setează valoarea aceea, pentru că ăsta e modul în care definim variabila, putând să incrementăm valoarea și alte operații compuse cu atribuire. Operatorii de adunare și de adunare și atribuire sunt supraîncărcați în cazul stringului, producând concatenare. Bun. Spuneam că sunt conversii care se fac și ca atare operatorul plus apelat cu alte tipuri de dată și un string va produce un string. Iar concatenarea șirului cu obiecte va face tot un string și va apela tu string pe obiectul respectiv. Operatorii pe biți, pe care îi cunoașteți și din alte limbaje, sunt aceiași. Toate rezultatele produse sunt rezultate numerice și sunt pe 32 de biți. Operatorii de comparație. Aici o singură precizare aș vrea să fac. Ok, sunt cei pe care știți, funcționează și pe stringuri mai mici și mai mari, comparându-le lexicografic. De remarcat, egalul cu 3 de egal și diferitul cu 2 de egal în el. De ce? Ce înseamnă? Dacă compar A egal egal B, se compară valorile obiectelor, făcându-le to string. Deci, dacă sunt, am 1 egal egal ghilimele, 1 ghilimele, va da true, pentru că atât numărul 1 cât și stringul 1 între ghilimele au aceeași valoare string. Dacă vreau să compar că au și același tip și aceeași valoare, voi compara cu 3 de egal, iar diferența o voi face cu 2 de egal și semnez ca mări. Deci sunt situații în care am vrea să ne asigurăm că într-o variabilă avem același tip cu valoarea cu care comparăm și aceeași valoare cu care comparăm. Atunci vom folosi 3 de egal în loc de un singur egal. Spre exemplu, dacă vreau să văd că tipul unei variabile este, că o variabilă este undefined, nu o să compar cu 2 de egal, pentru că dacă variabila mea conține textul undefined, ea va fi egală cu literalul undefined. Voi compara întotdeauna cu 3 de egal ca să mă asigur că au același tip și aceeași valoare. Respectiv, voi face testul dacă sunt diferite cu semnul exclamării și 2 de egal, caz în care se va verifica dacă au tipuri diferite, dacă au același tip, se va verifica dacă au valori diferite. Deci rețineți diferența între testul cu 2 de egal, care compară doar valoarea, versus testul cu 3 de egal, care dacă au același tip, compară valoarea. Bun, mai sunt și alți operatori. Operatorul type of, care nu e apelat cu paranteze ca în limbaj gen C Sharp, ne întoarce un string reprezentând tipul obiectului. Pot să convertesc un string la un număr dacă îi pun plus în față. Operatorul delete, foarte util pentru a șterge
proprietăți definite pe un obiect sau elemente dintr-un vector și operatorul void care permite ca să evalueze o expresie la undefined. Operatorul in este folosit ca să verific dacă o proprietate există într-un obiect și operatorul instance of care returnează true dacă primul operand e de tipul celui de-al, are prototipul înălțuit cu prototipul celui de-al doilea operand. Adică dacă, cu alte cuvinte, valoarea este de tipul funcției care apare în al doilea operand. Spre exemplu, un string testat cu instance of object nu este, spre deosebire de Java, unde dacă verific instance of-ul, se uită la moștenire și o să-mi spună că e object. Trebuie să aibă același prototip. Prototipul valorii noastre versus funcția care e dată ca al doilea operand. Mai există operatori, spre exemplu, pentru despachetarea unui array, este operatorul spread, care permite concatenarea unui array în alt array prin despachetarea valorilor individuale. Spre exemplu, dacă am două array-uri cu valorile de acolo și vreau să compun un al treilea array înșiruind valorile. Deci aș vrea să am C-ul să fie tot un array cu valorile 1, 2, 3 și concatenate cu 4, 5. Dacă scriu ceva de genul cum este D egal cu paranteze drepte A și B, D-ul va fi un array de array-uri, pentru că elementele lui sunt array-uri și nu se concatenează valorile. Pur și simplu, primul element din D este array-ul A și deci dacă zic D de 0, de paranteze drepte 0, voi avea valoarea 1, D-ul va deveni o matrice, iar dacă scriu D de 1, de paranteze drepte 0, va fi valoarea 4, care e primul element din D. Dacă, în schimb, aș vrea să desfac array-urile și să le concatenez itemilor, atunci folosesc operatorul spread, care se scrie puncte, 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 punct, 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 mă rog, cele trei puncte, și care are ca efect că array-ul meu va fi tratat ca o listă. Deci e ca și când aș fi înlocuit A-ul cu 1,2,3 și B-ul în continuare cu 4,5. Și în felul ăsta am lista valorilor. Aici aveți precedența operatorilor, începând cu accesul la membri sau la elemente din șir sau din vector, apelul de funcție și terminând cu virgula care e cel mai puțin, care e ultimul executat. Spre exemplu, pot să zic A egal cu 1, B egal cu 2 și asta e o definiție în care am pus cele două variabile, acolo apărând operatorul virgulă. Am un singur statement de atribuire în lanț. În lanț, nu, în două atribuiri împreună. Ce instrucțiune are limbajul? Le cunoașteți deja din limbaje precum C, C++, Java, C Sharp. Instrucțiune compusă, bloc, if-ul, switch-ul, for-ul. Aici există for each-ul care se poate exprima în două moduri, for in sau for of, le vedem imediat diferența, while, condiționat anterior sau posterior, deși do while, și break, continue și label. N-am insistat pe ele pentru că oricum le știți. If-ul arată, cum știți, if condiție poate fi compus dacă am mai multe condiții, pot să continui cu else if și să exprim altă condiție sau nu, în final pot să am sau nu else. De remarcat că switch-ul care îmi cere ca în case să am valori constante sau variabile, deci este mai flexibil decât în limbaje de... deci pot să scriu acolo atât o constantă cât și un nume de variabilă. Dacă nu pun break, ca și în limbaje gen C, dacă se intră pe case-ul respectiv, se vor executa și toate case-urile de sub el, mai puțin default-ul, fără să se mai verifice, evident, dacă valoarea cu care am comparat este egală și cu case-urile de sub. Deci absența break-ului, se execută case-ul curent și continuă să execute toate celelalte case-uri de sub el. Nu sunt obligat să pun break, dar e bine să, ca logica respectivă, dacă nu vreau să se întâmple asta, evident vreau să pun break. While-ul arată ca limbajele pe care le cunoașteți, la fel do while-ul. For-ul, spuneam că apare în trei instrucțiuni. Un for cu contor, unde vom defini variabilă
și de cele mai multe ori va trebui să scriem let în fața ei pentru a fi locală în for, că altfel dacă scriem for i egal cu și tot așa, eu va rămâne vizibil global, nu doar în for-ul ăla, în toată funcția în care sunt, dacă sunt o funcție sau în tot scriptul. Deci aveți grijă când scrieți for-ul să scrieți let pentru variabila contora for-ului, dacă vreți să fie locală. Mai există deci două tipuri de instrucțiuni cu for. Există două foriciuri. Un forici cu in, în care folosesc o cheie care parcurge proprietățile unui obiect, și un forici cu o mențiune că în cazul stringurilor pot să scriu un forici cu in să parcurgă caracterele stringului. Și mai există un forici cu of care se aplică pentru mulțimi iterabile, cum ar fi un array sau un set. Deci vor produce rezultate diferite. Primul se va uita la cheile din obiect și deci va parcurge index și proprietăți ale unui obiect, iar cel de-al doilea va parcurge itemii unei colecții. Legat de operații cu stringuri, spuneam că definim stringurile între ghilimele sau apostrof sau cu prim. Accesul la elemente într-un string se poate face ca într-un array cu index sau se poate face cu funcția charArray. Putem compara șiruri cu mai mic sau mai mare și le compară lexicografic. Putem verifica egalitatea șirurilor, inclusiv că sunt de același tip valorile, comparându-le cu 3 de egal, și de regulă când comparăm egalitatea șirurilor și nu ne interesează case-ul, va trebui noi să le facem to upper case sau to lower case, pentru că implicit testând egalitatea se verifică case sensitive. Parcurgerea șirurilor o putem face fie cu un contor, plecând de la 0 până la lungime și șirurile au proprietatea length, și evident ultimul item are indexul lungime minus 1, dar există și instrucțiunea for each de forma for in. Putem obține subșiruri de la index cu lungime sau, mă rog, există și funcții care știu să lucreze cu index negativ, care pleacă de la sfârșit un anumit număr de caractere, cum este slice. Putem înlocui într-un șir și observați că înlocuirea se poate face fie cu o expresie simplă, fie cu o expresie regulată. Putem căuta într-un șir cu index of, last index of, cu search, include scrie acolo, lipsește un D, o să-l adaug. Putem verifica dacă de la o anumită poziție șirul începe cu un subșir sau că se termine cu un subșir. Sunt operațiile clasice. Operații cu array-uri. Cum pot să creez un array? Am zis. Îl instanțiez cu new array sau pun între paranteze drepte valorile. Acum, ca să accesez elementele, pot să le refer cu index, și este zero based, sau pot să le, sau atât, dacă, mă rog, indexarea e singura variantă de acces la elemente. Dar pot să caut elemente cu index of și îmi caută prima apariție, pot să parcurg array-urile, array-ul are o metodă for each, la care mi-apelează un consumator, și pot să-i dau o funcție care primește ca argumente itemul curent, indexul itemului curent, inclusiv array-ul. Dacă am nevoie în funcție, pot să mă refer la acestea. Pot parcurge itemii unui array cu instrucțiunea for of, care iterează pe itemii array-ului, sau la limită pot să am un contor numeric, deși dacă am nevoie și de index și de item, probabil că voi itera cu for each. Pot să adaug în array la sfârșit cu instrucțiunea push, pot să extrag ultimul element din array cu pop, pot să șterg primul element de la început și să mi-l întoarcă cu shift, deci adăugarea fac la sfârșit cu push, consumarea de la început, dacă ar fi să-l tratez ca o coadă, e cu shift. Pot să șterg un element de la o anumită poziție cu slice. Slice este funcția care, practic, decupează, îmi întoarce de la poziția aia un număr de elemente și pune peste celelalte elemente, le deplasează. Deci slice e funcție care poate să-mi întoarcă fie un singur item și să-l șteargă din array, fie un număr de item de la un anumit index în core. Cum vedeți, cel de-al doilea apel. Bun. Legat de definirea funcțiilor. Limbajul fiind weakly typed,
când definesc o funcție, nu-i precizez tipul întors, am cuvântul cheie function și am o listă de parametri formali. Evident, nu precizez tipul parametrilor formali, ci doar numele lor pentru a putea accesa argumentele. Aș putea defini o funcție anonimă. Deci, prima definiție, definesc funcția f și o refer mai departe cu numele ei. Sunt situații în care vreau să nu pot să apelez funcția decât prin intermediul unei variabile. Adică aș vrea ca să leg funcția de o variabilă dintr-un obiect eventual și atunci definesc o funcție anonimă și preiau valoarea într-o variabilă. Dacă n-aș prelua valoarea nicăieri, aș putea cel mult să o dau argument altei funcții ca să o apeleze atunci, dar altfel n-aș putea să mă refer la ea. Deci totuși am nevoie să mă refer cumva la funcție. Și iarăși, probabil că odată ce am încărcat o variabilă cu o funcție, n-aș vrea să o pot modifica, deci vedeți că definiția unei constante acolo. Acum, legat de apelarea unei funcții, ceea ce e interesant în limbajul ăsta este că îmi permite să apelez funcția cu mai mult sau mai puțin parametri decât am declarat în sintaxa funcției, în semnatura funcției. Adică nu sunt obligat, dacă funcția mea a fost definită cu ABC, să o apelez cu 3 parametri. Nu există nici valori default pentru argumente în limbajul standard, prin care să pot să dau o valoare implicită în caz că lipsește un argument, cum e posibil în C#, să zicem. Deci, deși funcția mea a fost definită cu 3 parametri, aș putea să o apelez cu mai puțin. Și aș putea să o apelez și cu sintaxa de spread de array, pentru că vedeți acolo ce folosesc este operatorul spread cu 3 puncte acelea. I-am dat un array și i-am zis să-l desfacă în elemente ca listă. Deci folosind operatorul spread e ca și când aș fi apelat f de 1,2,3. O funcție poate fi apelată și prin intermediul unei variabile, chiar dacă variabila nu a fost încărcată cu definiția funcției anonime, pot să zic o variabilă egal cu numele funcției și să o apelez prin numele funcției, prin variabila aceea. Asta îmi permite ca o funcție să poată să fie transmisă ca parametru altei funcții, ca argument, și să fie apelată prin numele argumentului. Ce vedeți figurat în dreapta e un exemplu plecând de la faptul că funcțiile pot fi apelate cu mai puțin parametri decât au fost declarați. Și acolo am o funcție simplă care adună două numere. Mă rog, scopul este să vedem cum ne-am descurcat, dacă trebuie să suportăm apeluri în cascadă de forma. Apelăm funcția cu 2 parametri sau cu un parametru, după care apel cu al doilea parametru, sau încă apeluri fără parametri în cascadă, continuate cu apel cu 2 parametri sau cu unul, după care cu celălalt. Ce vreau să zic cu jocul de apel de acolo? Ce facem dacă, sau cum identificăm și cum facem, dacă funcția e apelată cu mai puțin parametri decât ne trebuie? Spre exemplu, cum verifică că nu este definit al doilea argument? Păi pot să verific dacă este sau nu undefined. Dacă al doilea argument nu este undefined, cu siguranță e apelată cu cel puțin 2 parametri. Pentru că dacă ar lipsi primul, al doilea n-ar avea cum să fie diferit de undefined. Și dacă al doilea nu e undefined, înseamnă că l-am și pe primul, deci pot să întorc suma, să zicem. Dacă al doilea, în schimb, este undefined, mă uit să văd, este și primul undefined, că ăsta e apelul f de paranteză, paranteză. Și dacă, mă rog, de fapt mă uit dacă nu este undefined. Deci dacă este f de a, lipsește b-ul, dar f de a nu e undefined. Deci există au. În cazul în care nu-i dau al doilea argument, îl dau doar pe primul, aș vrea ca funcția mea să poate să întoarcă ceva cu care să apelez mai departe de B, paranteze drepte, rotunde B.
ce ar trebui să întorc ca să pot să apelez mai departe o funcție cu rezultat întors? Păi tot o funcție. Deci în cazul în care primul argument este, dar lipsește al doilea, întorc o funcție care captează valoarea primului argument și o folosește la momentul apelului în continuare ca să adune cel, argumentul de ei să va furniza ulterior cu acest prim argument. Acesta este un mecanism care se numește closure, captarea contextului, și este foarte folosit în JavaScript și în alte limbaje, nu doar în JavaScript există, dar în JavaScript este chiar abuzat. Deci, observați, în situația în care am apelat FDA, eu întorc o funcție care preia cât a fost AU ca să-l folosească la următorul apel de B. Și în cazul ăla voi ști AU de la primul apel, captat în context, și voi putea să-l folosesc în funcția mea, deși el nu mai este dat la apelul de B, să adun cu ce a dat pentru B în momentul respectiv. Iar dacă lipsesc amândouă argumentele, B-ul e undefined, AU e undefined, probabil că vreau să întorc chiar funcția. Că dacă o apelez mai departe să intru din nou prin verificarea argumentelor, adică să execut funcția ca atare. Deci această funcție, așa cum este scrisă, știe dacă e apelată cu două argumente să le folosească pe amândouă. Dacă e apelată doar cu unul, îl captează, întoarce o funcție care să-l folosească când va fi apelată și cu celălalt și le va avea pe amândouă. Iar dacă nu e apelată cu niciunul, se întoarce pe sine ca să poată continua nesfârșit apelul în cascat. Era un joc vis-a-vis de cum scriem funcții care ne permit să ne apelăm cu mai mult sau mai puțin parametri, dat fiindcă limbajul suportă așa ceva. Bun. Legat de numărul de parametri, funcțiile pot fi apelate cu număr variabil de parametri. Cum pot face să accesez parametrii? Am două variante. Fie o variantă este să nu declar parametrii formali. Deci funcția mea, din moment ce nu știe cât sunt, nu are rost să scriu o listă acolo. Totuși, limbajul îmi dă posibilitatea să accesez cu ce argumente a fost apelată prin intermediul obiectului, e un vector, o listă, arguments. Și deci aș putea să preiau argument să-l folosesc ca atare. De regulă, îl preluăm într-o variabilă, că s-ar putea ca în funcția mea să mai scriu, să întorc o funcție, să zicem, care vrea să capteze cu ce a fost apelat prima dată și în interiorul funcției de întorc, argument se referă la apelul acelei funcții. Deci dacă vreau să mă refer la cei de mai sus, de la apelul funcției care mă întoarce, să zicem, probabil că trebuie să-l numesc într-o variabilă ca să nu, să pot să am acces la el, că într-o funcție arguments se referă la argumentele funcției curente. N-am cum să accesez ceva de mai sus tot prin arguments. O altă variantă este să folosesc operatorul spread. Spre exemplu, aș putea să definez funcția cu trei puncte și arguments, înțelegând prin asta că acolo îmi va fi despachetată lista unui vector. Da? Și dacă eu apelez cu o listă de valori, mi se va crea un vector din acele valori numit args în cazul acela. Și deci voi putea accesa elementele din lista de apel prin intermediul acestui vector în spreadit. Bun. Spuneam că JavaScript este un limbaj funcțional, are și suport funcțional. Acest lucru se întâmplă odată cu introducerea arrow functions sau funcțiilor scrise ca lambda. Arrow functions ne permit să descriem pentru niște argumente corpul funcției cu întreacolade dacă am mai multe instrucțiuni sau dacă este doar o funcție din analiză care produce o valoare pentru niște argumente, pot să scriu direct valoarea fără să mai am acolade și return. Și aveți figurat acolo cum am calculat șirul Fibonacci ca recursivitate de gradul 2 în care, mă rog, e un lambda expression. Dacă argumentul este mai mic decât 3, adică 1 sau 2, întorc argumentul, dar dacă nu, o să adun Fibonacci de N-1 cu Fibonacci de N-2. De remarcat că lambda expression-urile au probleme legate de accesul la DIS și o să vedem în continuare. De ce au fost introduse lambda expression-ul? Este un syntactic sugar. Este gândit să scriem condensat
și sunt foarte utile în lucru cu în iterarea unui vector, în filtrarea unui vector, în maparea elementelor dintr-un element, dintr-un vector, spre exemplu, dar în general sunt foarte utile pentru a scrie mai simplu un callback. Deci dacă trebuie să-i dau o funcție ca argument și, spre exemplu, funcția aia întoarce o valoare și atât, n-are sens să scriu function de paranteză valoare, accolade, return și așa mai departe. Deci este exclusiv un syntactic sugar, să scriu mai simplu, condensat, dar este foarte folositor tocmai pentru că ne face mai lizibil cod. Legat de obiecte, să știți că discuția noastră de astăzi este introductivă. Partea în care vom discuta cum programăm orientat obiect cu ECMAScript 6 și ce suport are limbajul pentru obiecte, o vom avea săptămâna viitoare. Acum, legat de obiecte, definim obiectele, ați văzut, fie inline, dându-le proprietăți și valori, seamănă cu un JSON ce e acolo, dar nu e un JSON, fie apelând constructorul object și setându-le proprietăți apoi. Limbajul fiind cu tip dinamic, ne permite să atașăm sau să ștergem proprietăți din obiecte pe măsură ce avem nevoie de ele. Deci nu este nevoie să redefinim înainte pe toate, putem să adăugăm, să scoatem proprietăți pe un obiect existent. Proprietățile pot fi referite și ca hash table, ca index dintr-un map, între paranteze drepte, cu numele proprietății între ghilimele. Dacă am o variabilă care parcurge o listă de nume, pot foarte bine să refer cu paranteze drepte proprietatea dintr-un anumit obiect cu numele acela. În schimb, nu pot să refer cu punct. Nu pot să zic person.x, unde x e o variabilă. Dar pot să zic person de paranteze drepte x, unde x e o variabilă cu diverse valori, care vor fi nume de proprietăți. Pot să obțin un obiect și parsând un string JSON. Acum să știți că JavaScript-ul la bază avea o funcție numită eval, pe care o are și acum, care ne permite să executăm un cod, să executăm instrucțiuni dintr-un text, care instrucțiuni, printre altele, ar putea conține și definiția JavaScript a unui obiect, un JSON. Dar mai nou, există un obiect JSON care are metoda parse sau metoda stringify. Dacă vreau să obțin un JSON dintr-un obiect, un obiect reprezentat în JavaScript Object Notation, am un obiect în memorie, vreau să-l serializez ca JSON, să obțin un string cu reprezentarea lui JavaScript Object Notation, apelez JSON.stringify de acel obiect. Invers, dacă am un șir de caractere conținând reprezentarea JavaScript Object Notation a unui obiect, pot să apelez parse, JSON parse de acel string. Și în cazul acela, pentru că am vrut să scriu o valoare pe mai multe linii, am folosit interpolarea cu prim. Și un JavaScript Object Notation nu e altceva decât, spre exemplu, dacă am valori primitive, va fi literalul primitiv și atâta. Dacă am array-uri, le pun între paranteze drepte, separate prin virgulă valorile. Iar dacă am un obiect cu proprietăți, pun între acolade, între ghilimele, numele proprietății, două puncte, valoarea. Dacă valoarea e un șir, și ea va fi între ghilimele. Deci e literalul efectiv. Această notație este foarte folosită în aplicațiile web, JavaScript Object Notation vreau să spun, pentru că este modul natural și cel mai condensat, comprimat de a scrie un obiect. Ok, se poate obiecta că există și mai condensat de atâta, și anume YAML, dar în esență YAML-ul sau JSON-ul sunt oarecum apropiate ca lungime, pentru că nu descriu tipul elementelor, au doar informații despre semnificația valorii și valoare. E un label, până la urmă, nume de câmp și valoare. Acum, JSON-ul, pe de altă parte, tocmai pentru că nu spune tipul elementelor, ridică proprietăți, ridică probleme în momentul în care acest JSON se duce într-o platformă care este strongly typed. Adică ce fac să deserializez, cum fac să deserializez asta la un obiect Java sau C#. Dar aici e altă problemă și o să discutăm la un moment dat cum facem aplicații complexe și nu facem Java sau C#, dar discutăm ce informații putem da sau cum mapăm
să putem deserializa. Deci, rețineți că obiectele le definim fie in place, cu o listă între acolade de proprietăți de cheie, două puncte valoare, fie instanțiem obiect și putem seta ce proprietăți dorim și le putem referi inclusiv între paranteze drepte cu variabile care rețin nume de proprietăți, sau putem chiar să parsăm dintr-un JSON cu JSON parse. Acum, legat de proprietățile obiectelor, spuneam că le accesăm după nume, cu instanță.nume-proprietate, sau între paranteze drepte cu nume-proprietate, caz în care putem avea și variabile acolo, între paranteze drepte, și că putem itera lista proprietăților unui obiect prin intermediul instrucțiunii for each de tip for in. De remarcat că în interiorul unui obiect putem avea atât proprietăți cât și metode. Un caz particular poate fi o proprietate de tip function. Așadar, cum adăugăm metode într-un obiect sau metodele unui obiect? În primul rând, ca să definim, făcând abstracție de suportul de la ECMAScript 6 pentru programare orientată obiect în JavaScript, discutăm asta la viitoare, chiar și până la suportul obiectual în JavaScript, se pot crea obiecte prin intermediul unor funcții care întorc obiecte cu proprietăți. Ca să setăm proprietăți pe obiectul curent, avem this, care se referă la apelantul curent, la instanța curentă, și cu ajutorul lui this putem defini pe el diverse proprietăți, printre care unele proprietăți pot fi inițializate cu function-uri. Acolo vedeți inițializarea unui toString cu lambda expression, care întoarce numele, și observați că în interiorul funcțiilor unui obiect, ca să mă refer la proprietăți ale obiectului curent, sunt obligat să pun this în față. Pe deosebire de alte limbaje pe care le mai știți, unde this-ul este opțional, poate îl folosesc dacă am conflict de nume, dar în cazul ăsta this-ul este obligatoriu. În interiorul acelui lambda expression sau unei funcții dintr-un obiect, nu pot să mă refer la câmpurile obiectului după numele lor, ci în contextul this. Deci sunt obligat să zic this.name, nu doar name. În stânga vedeți funcția care e folosită pentru a crea un obiect, primește un argument name și întoarce obiectul și mai departe definesc o constantă de acel tip cu un argument și afișez. Acolo nu se vede apelul explicit to string, se face implicit. Când afișez înlocuirea, se face apelând to string în expandarea aceea. Iar în dreapta vedeți definită o constantă inline, care e un obiect în care setez proprietatea name și funcția toString. Ce remarcați este că atunci când definesc inline, între membrii separatorul este virgulă. Am zis name, două puncte și valoare, virgulă, nu punct și virgulă, pentru că sunt într-un obiect JSON, oarecum. Deci definesc o listă de proprietăți de forma nume, două puncte, valoare. Și evident, nu, dacă aș pune punct și virgulă, ar fi un statement, ori acolo nu e un statement, e o listă de valori. Și la fel, funcția se referă la obiectul curent prin intermediul lui this. Și doar așa poate accesa proprietatea name din obiectul curent. Acum, pentru că definesc o constantă, eu m-aș fi putut referi în funcție și la person.name. Pentru că e o singură constantă, funcția mea este în contextul person, deci are acces la person. Spuneam că funcțiile din interiorul obiectelor sunt ca orice alt membru, le definim setându-le pe this sau pe contextul obiectului, cum vedeți acolo inline, am dat un nume, două puncte, valoare. Că ne referim la ce este în obiect prin intermediul lui this, și că un arrow function poate în anumite cazuri să nu aibă acces la obiectul curent prin this. În cazul de acolo are acces, pentru că este un arrow function întors într-o variabilă, dar dacă aș avea un obiect in place, cum este cazul de al doilea, ultimul statement al meu de acolo să-l luați în contextul cazului de al doilea. Un arrow function dintr-un obiect inline poate în anumite contexte, situații să nu aibă acces la this.
La mine scrie că nu poate referi obiectul prin intermediul lui IDIS. Nu poate tot timpul. În stânga vedeți că poate. Și imediat discutăm de DIS. În stânga poate, pentru că atunci când creez o variabilă apelând new person, contextul apelantului este variabila person. Și variabila person are în interiorul ei funcția toString. Și când apelez toString cu person, contextul apelantului este person, deci pot să zic this. This se referă la contextul apelantului, la cine apelează funcția. Ca să nuanțez puțin. Am creat cu new person obiectul și fac interpolare în stringul acela. Interpolarea va apela toString. Va apela toString pe instanța person. Ca atare, this-ul va fi instanța care apelează, adică person. Și în this, în person, va exista name. În dreapta, în schimb, contextul apelantului este scriptul global, care nu are, are this, există this, dar nu are name în el. Contextul care apelează este scriptul global, nu este person. Legat de referința this, ca să clarificăm puțin și ora viitoare vom explica mult mai în detaliu. Este diferența între limbajele pe care le știți până acum, unde this se referă la contextul apelatului, la cine execută o metodă, și JavaScript, unde this se referă la contextul celui care apelează. Cine este this? El există tot timpul, dar nu e întotdeauna cine vrem noi să fie. Noi ne-am obișnuit în programare orientată obiect ca this să fie contextul celui care este apelat. Aveți o instanță a unui obiect, aia e apelată și prin ea, prin this pot referi obiecte, câmpuri din acel obiect. În JavaScript, this se referă la cine apelează. Dacă eu am o variabilă definită, instanțiată ca un obiect și cu ea apelez o proprietate a obiectului, o funcție, la urmă proprietățile nu pot avea cod în ele, dacă nu sunt funcții, dar funcțiile pot avea. Atunci, dacă apelez cu variabila aia o funcție, dacă apelul se face cu variabila în față, adică person.toString, să zicem, this se referă la person și person avea ce-i pusesem în el. Dar dacă apelul se face de către scriptul global, nu de către o variabilă, cum ar fi o funcție liberă, să zicem, am o funcție, o apelez prin numele ei, nu variabilă.nume, atunci contextul este top-level object-ul, care pe client este window, iar în Node.js este ce exportă modulul curent. Deci, this-ul există, dar se referă la obiectul global al care execută scriptul. Așadar, într-o funcție liberă, dacă aș avea f de ceva și în ea zic this punct nu știu ce, când apelez f global, nu va fi un obiect cu proprietatea aceea, de cele mai multe ori va fi obiectul global care nu o să aibă proprietatea de a accesez eu din obiectul meu. Dacă am o funcție apelată prin intermediul unei variabile, this este variabila care apelează metoda. Dacă am o funcție apelată prin intermediul unei constante, this este top-level objectul scriptului, Windows sau module exports. Deci, în cazul apelului cu o variabilă, this e variabila și pot să văd câmpuri din ea. De asemenea, în interiorul unui tag, dacă setez un handler pentru un eveniment, this, în cazul ăsta, se va referi la elementul țintă care a declanșat evenimentul. Dacă am un buton, un input de tip button, să zicem, și îi atașez pe eventul de un click o funcție cu argumentul this, când se apelează funcția, this va fi chiar elementul HTML care a generat evenimentul, în cazul meu inputul de tip button. Și există în DOM un wrapper peste acest element și deci voi avea și eu acces la ce are elementul curent, cum ar fi value, ce a scris userul într-un input, să zicem, la un button poate să scrie în el. Deci, acolo aveți figurat o funcție liberă, logDisName, care afișează proprietatea name a contextului this. Când apelez funcția fără o variabilă, e pe ultima linie de jos, îmi va afișa undefined, pentru că în contextul apelului nu există proprietatea name. Dacă sunt pe browser, va căuta în window proprietatea name. Dacă sunt în Node.js, va căuta în scriptul curent proprietatea name și nu există. În al doilea apel,
când creez un obiect de tip person în care există proprietatea name și cu el apelez log disName, disul se va referi la acea variabilă, la person, și va avea valoare. Dacă, în schimb, aveam o constantă inițializată nu cu apelul funcției new person, ci cu un obiect inline, între acolade, disul se referea tot la top level object și nu era acea constantă și n-aș fi găsit name. De aceea vă spuneam că funcțiile lambda expression nu au întotdeauna acces la dis și trebuie să avem grijă când le folosim, pentru că e diferit cum se execută un lambda expression de cum se execută o funcție a unui obiect în raport cu dis. Acum, am discutat de obiecte puțin, cum arată ele până la sintaxă pentru lucru pur obiectual. Trebuie să spunem că există o ierarhie de obiecte și că instanțele create apelând funcții moștenesc proprietățile și metodele de la tipul cu care au fost create. Dacă apelez funcția person, să creez o instanță, ce definește personul va avea și instanța mea. La rândul lor, aceste funcții cu care creăm obiecte moștenesc proprietăți de la tipul object. Moștenirea se face prin intermediul unui obiect numit prototype. Prototype-ul este cel care reține ce câmpuri are setate un obiect și adăugarea pe prototype a unor noi proprietăți sau metode are ca efect că toate obiectele create cu acea funcție vor avea acces la noile elemente adăugate în prototype. Trebuie să vă imaginați că o instanță creată cu o funcție person va avea toate proprietățile pe care le are pe prototype person, care la rândul lui moștenește ceea ce are definit în prototype object. Concret, mecanismul de prototyping îmi permite să adaug noi metode, spre exemplu, pe tipuri deja existente. Acest mecanism se găsește și în limbaje precum C#, suportul este extension methods, dar nu se găsește în limbaje precum Java, unde odată ce am definit niște metode într-un tip de dată, dacă vreau să adaug noi metode, trebuie să extind tipul, dar atunci trebuie să definesc variabile cu nou tip. Prototyping îmi permite pur și simplu să atașez noi proprietăți sau să șterg proprietăți, un caz particular de proprietate fiind metode, fiind funcții. Spre exemplu, dacă eu aș vrea ca funcția string să aibă metoda format, stringul nu are metoda format. Probabil că nici nu-i trebuie, că există interpolarea. Dar să zicem că ne trebuie o nouă metodă. Și aș vrea ca toate stringurile să aibă această metodă. Pot să verific dacă metoda există în obiectul prototype și dacă nu există, să o definesc. Pur și simplu, definirea de noi proprietăți în prototype se face ca în orice obiect cu obiect.nume proprietate egal valoare. Și deci pot să atașez o nouă funcție, cum ar fi format, pe string.prototype.format egal cu ce vreau eu. În cazul meu, e acea funcție care permite un apel cu număr variabil de parametri, deci pot să dau ce argumente vreau să-mi expandeze în textul meu și evident se uită la argument și îi folosește ca să înlocuiască apariții de genul acoladă, index numeric acoladă, cu valoarea argumentului cu indexul acela. Deci asta îmi permite ca din acel punct încolo, după ce am definit noua proprietate, în cazul meu o nouă funcție pe tipul string, să o apelez cu orice variabilă de tip string. Deci de acum încolo am un string și pot să apelez format cu el. Deci mecanismul de prototyping este unul foarte puternic care îmi permite ca să modific, inclusiv să suprascriu funcții existente deja într-un obiect. Dacă aș vrea să suprascriu foriciul array-ului, să-l redefinesc, n-am decât să zic că array.prototype.forici egal și pun altă function acolo. Și din acel moment înainte, toate foriciurile se vor comporta cum face funcția mea, cum decide implementarea mea. Evident, este și foarte periculos, pentru că pot să fac hijack complet la implementarea scriptului, dar este foarte flexibil. De aceea am spus că JavaScript este un limbaj excelent dacă gândiți divergent. Dacă vă gândiți să faceți cum anume aș putea să fac un lucru mai interesant sau
cum, când gândiți creativ și nu trebuie neapărat să convergeți la un punct. În acea abordare, JavaScript e prietenul vostru. Sintactic, ca și mod de lucru, vă permite să faceți absolut orice. Mă rog, în limitele în care nu o să permite să accesez codul care e generat pentru a se executa în assembler pe mașină, deși există și assembly JavaScript. Dar la modul cel mai serios, limbajul vă permite foarte multe. Pe de altă parte, dacă trebuie să-l faceți să facă o anumită chestie, s-ar putea să aveți probleme în a depana codul, tocmai pentru că este atât de flexibil încât cineva v-a suprascris cum funcționează foriciul pe array și s-a terminat toată aplicația. Revenim. Pot folosi preluarea proprietăților din prototype pentru a implementa moștenirea. Acum, limbajul ne permite să facem moștenire în moduri mult mai elegante decât acesta, dar cu sintaxa de la ECMAScript 6 încolo. Până atunci însă, cum aș putea să extind o clasă? Să spunem că am funcția person care creează un obiect și care setează niște proprietăți, cum ar fi numele compus din două câmpuri, first name și last name. Observați că acolo am scris first name, dar n-am mai scris două puncte first name. În cazul în care definesc o proprietate și o inițializez cu o variabilă din context care se cheamă la fel, nu e nevoie să mai repet atribuirea aceea. Nu mai scriu first name, două puncte first name. Am definit proprietatea first name și are proprietatea first name cu valoarea variabilei first name. Bun, mai setează aici, tot mai seta el pe acolo. Bun. Acum, printre altele, am și o funcție, getTitle, care, nu știu, zice că e person și pune ceva informații acolo. Aș vrea să scriu un alt obiect, teacher, care se extinde person. Cum pot să-l fac să extinde person? Păi primul lucru pe care trebuie să-l fac este să-mi inițializez proprietățile moștenite. Eu am niște câmpuri în tipul person pe care aș vrea să le inițializez cu valorile primite de constructorul teacher. Pentru asta apelez funcția constructor person, dar dacă aș zice în interior new person, mi-ar crea un nou obiect. Ori eu nu vreau asta. Eu vreau să apelez funcția person, dându-i ca instanță instanța curentă. Adică pe acest obiect, care va fi întors de teacher, vreau să se seteze acele câmpuri. Ca să apelez constructorul super, cum ar veni, sau base-ul, depinde de unde priviți, Java sau C Sharp, eu trebuie de fapt să apelez funcția person cu dis-ul curent. Adică funcția care inițializează câmpurile din părinte cu obiectul curent de-l voi întoarce eu când creez un new teacher. Pentru aceasta, funcțiile pot fi apelate cu ajutorul funcției call. O funcție poate fi apelată prin call pentru a injecta contextul de apel. O să discutăm ora viitoare mai multe. Deci, cu person.call de dis, e ca și când aș executa funcția person, dar dis-ul este ce va întoarce teacher. Altfel, dacă aș fi scris new person, îmi crea alt obiect person și pe ăla seta câmpurile. Deci am făcut person.call de dis ca să apelez constructorul super cum ar veni. În momentul de față nu există nicio legătură între teacher și person. Doar că ce se întâmplă este că apelând person.call de dis, pe dis se vor seta proprietățile de reseta person. Deci practic ce setează apelul lui person se va seta și pe instanța mea curentă din teacher. Și printre alte vedeți că supranscriu metoda getTitle. Apelul de person call va seta getTitle-ul cu person de două puncte nu știu ce, dar eu vin și pe același obiect îl redefinesc. Pentru getTitle eu zic că nu, e function care se zice teacher de nu știu ce. Până acum, între teacher și person există o singură legătură, că în constructorul de teacher se apelează funcția person care setează niște câmpuri. Dar dacă vreau să moștenesc toate câmpurile pe care le are person, sau mai mult pe care le-ar putea avea ulterior prin atașarea de prototype, bine, în cazul în care fac asta nu le mai pot moșteni pe cele atașate ulterior, dar ce aș putea să fac este, aș putea să copiez prototipul lui teacher să fie copia prototipului lui person. Asta se face cu object create de prototipul din person. Deci, practic, fac ca tot ce a avut person la momentul ăsta să fie copiat și în teacher, în prototipul lui teacher. Deci, în felul ăsta, tot ce are person-ul, moștenesc și eu.
Dacă de la momentul ăsta voi adăuga pe prototipul de person noi câmpuri sau metode, în teacher nu vor fi, pentru că am făcut o copie a prototipului la momentul respectiv, nu am setat egalitatea, n-am zis prototipului teacher egal cu prototipului person. Dacă aș fi făcut, nu apelam object create, ci pur și simplu atribuiam în prototipului teacher prototipului person, le legam și orice nouă proprietate adăugam pe person, o vedea și teacher. Și o vedeau și variabile de tip teacher. Iar acolo, mă rog, vedeți că am creat un obiect de tip teacher și am apelat getTitle. Am moștenit proprietatea name, pe care eu nu am definit-o în teacher. Teacherul are first name, last name, age și gender, dar n-are name. În schimb, în implementarea de getTitle folosesc name-ul și în teacher. Am uit la name.firstName și name.lastName din this. Acea proprietate a fost inițializată pe instanța teacher de către apelul person call și e vizibilă în continuare, e disponibilă. Practic, aici nu am încapsulare, nu am direct diverse vizibilități pentru câmpurile dintr-un obiect, dar am în continuare posibilitatea să înlănțui obiecte apelând constructorul de bază, făcând call cu this și legând prototipul între el. Aceasta era varianta în care se implementau obiectele și relațiile de moștenire până la ECMAScript 6. Restul o vom vedea ora viitoare. Acum, pentru că nu mai e foarte mult timp și de-aia m-am și grăbit că sunt multe de povestit, dar mă bazez că e înregistrat și îl puteți vedea ulterior. JavaScript-ul mai oferă alte elemente constitutive ale limbajului, precum evenimentele. Evenimentele sunt implementate atât în JavaScript-ul de server cât și cel de client, care oferă un model orientat pe evenimente, fiind un limbaj care funcționează asincron. În centrul sistemului se află o coadă de evenimente. Când se produc evenimente, se adaugă la această coadă, care sunt scoase din coadă și funcțiile care tratează evenimente sunt executate dacă au rezolvate resursele pe care rulează. Cert este că execuția unei funcții care tratează un eveniment nu poate fi întreruptă. Nu pot să opresc codul respectiv. Și lucrurile funcționează de maniera următoare. Pe partea de server, o să discutăm mai mult când vom face implementare de promisuri și, mă rog, de lucru asincron în Node, dar aș vrea să detaliem un pic mecanismul de propagare a evenimentelor din browser, adică din Document Object Model-ul JavaScript, peste obiectele din browser. De ce? Aici intervin două concepte, Capture și Bubble. Evenimentele din DOM-ul din browser au trei faze de propagare. Când se declanșează un eveniment, evenimentul este transmis începând de la containerul cel mai de sus până la targetul care a declanșat evenimentul. Dacă dau click pe un buton, prima dată se va apela evenimentul de click pe fereastră, care va declanșa apoi handler-ul dacă există pentru document, dacă există pentru elementul în care am dat click, pentru body, table-ul în care am dat click, dacă sunt într-un tabel. Deci faza de capture propagă evenimentul de la containerul cel mai de sus către subcontainerele care într-un final conțin targetul pe care s-a declanșat evenimentul. Urmează faza target, care tratează evenimentul pe elementul care l-a declanșat, după care evenimentul este propagat înapoi pe părinții acestuia și strămoșii până la nivelul cel mai de sus. Aceasta se numește faza de bubbling. Acum, fiecare handler de tratare a evenimentelor are acces la un argument pentru evenimentul respectiv. Argumentul, fie el event, ne pune la dispoziție referință către target, adică elementul care a generat evenimentul, către care în target sau contextul care execută handler-ul, adică this-ul funcției handler care tratează în momentul de față evenimentul, și către faza în care este evenimentul, adică să știm dacă evenimentul se propagă de sus în jos sau de jos în sus. Și target-ul, event phase-ul e unul pentru capture, propagarea de la containerul cel mai de sus către target, este 2 pentru execuția pe targetul curent și este 3 pentru bubbling, pentru propagarea de la containerul pe care s-a generat evenimentul către părinții lui. Ideea este că
orice element poate opri propagarea înapoi a tratării prin stop propagation, dar se poate face și în sensul celălalt. Dar hai să le vedem aici. Deci, în faza de capturing, evenimentul este tratat de către handlerele de la nivelul cel mai de sus până la target. Propagarea poate fi oprită prin apelul event prevent default. Deci dacă eu sunt pe un element și vreau să nu se mai întâmple handlerul elementului de sub el, pe argumentul event îi apelez prevent default și în felul ăsta nu o să mai ajungă la target evenimentul. În cazul acela observați că într-un document am un formular care are un div și care are un paragraf. Și acolo am un eveniment de click pentru care există niște listeneri. Când se generează click pe paragraful meu, se va apela handlerul de pe HTML, de pe body, de pe form, de pe div în care este paragraful și apoi se va duce la handlerul elementului care a declanșat evenimentul și anume la paragraf. După care se va face propagarea înapoi și se va apela handlerul de div, apoi cel de form, de body și de HTML. Oricare din astea, dacă face prevent default pe ramura de la top level către target, nu va mai ajunge mai jos. Oricare dintre ele, dacă face stop propagation, evenimentul nu se va mai duce mai sus către containerul în care se află elementul care face stop propagation. Bubbling-ul este deci etapa în care evenimentul se întoarce de la target către containerul cel mai de sus. Și am spus că putem să oprim întoarcerea cu stop propagation. Bun. Alte două lucruri despre care aș vrea să vorbesc sunt tratarea excepțiilor și promisurile. JavaScript-ul ne permite ca orice limbaj din familia C-ului, din care a derivat Java, din care s-a adaptat JavaScript-ul pentru partea de web, are un mecanism de tratare a excepțiilor clasic bazat pe try, catch, finally cu throw. Și arată ceva de genul următor. Pot grupa instrucțiuni care pot genera excepții în try, la care pot să atașez catch neavând tip de dată, nu pot să disting între tipuri de excepții, dar pot să am o referință către excepția generată și să văd ce proprietăți are, eventual ce se întâmplă acolo în excepție. Și eventual pot avea finally a cărui execuție mi este garantată indiferent dacă a fost sau nu excepție, se execută și finally. Deci este clasic, cum întâlniți în alte limbaje gen Java, C Sharp, doar că nu am tip de dată pentru excepții. Și că sunt obligat să pun catch. Bine, și în C Sharp sunt obligat să pun catch, dar acolo pot să nu definesc argument pentru excepție. Aici mă turisesc că n-am încercat, probabil că și aici pot să nu definesc argumentul, dar cer o stare să nu-i pun cel puțin, să fac silently catch, să nu tratez excepția. Alt lucru despre care vom discuta foarte mult și vom folosi sunt promisurile. Promisurile ne permit să executăm o serie de operații într-o manieră asincronă. Practic, promisurile sunt pentru codul asincron, ceea ce sunt excepțiile pentru codul sincron. Cu alte cuvinte, înregistrez niște funcții ca atunci când este produs un rezultat să fiu notificat ce mi se execute funcția mea. O promisiune poate fi rezolvată sau în curs de rezolvare, iar o promisiune rezolvată poate produce o valoare rezultat sau o eroare. Lucrurile stau în felul următor. Pot crea, să zicem că vreau să fac un call la distanță HTTP de tip AJAX și să primesc rezultatul. Dar operația este asincronă, durează. Și o variantă este să fac apelul blocant, adică apelez, aștept să vină rezultatul și cât timp n-a venit rezultatul, nu fac mai departe nimic. Dar chestia asta blochează foarte mult scriptul care trebuie să fie responsiv și nu-mi permit să poată userul să execute altceva din codul meu cât timp eu aștept să-mi vină date dintr-un request HTTP. Pentru a nu bloca, dar totuși pentru a putea să fiu notificat și să execut cod în momentul în care vine răspunsul, pot crea un promis. Promisul e un obiect din limbaj care primește ca argument o funcție. Funcția aceasta este cea care declanșează procesarea propriu-zisă. Iar funcția
dată ca argumentul unui promis, are la rândul ei două callback-uri. Un callback va fi apelat când s-a rezolvat cu succes promisul și altul dacă s-a generat o eroare. Și tipic funcția aceasta o scriem noi, pentru că de la caz la caz depinde ce vrem să facem în promisul respectiv, ca apel, iar de regulă în funcția noastră mecanismul e de genul: încercăm să facem ce trebuie, apelăm un cod care să producă rezultatul, dacă s-a executat cu succes și avem rezultatul, fie o valoare, apelăm callback-ul de resolve cu acea valoare, dar dacă a apărut o eroare, apelăm callback-ul de error, de reject, cu eroarea apărută. Când se consumă promisul, cine consumă promisul, se poate înregistra cu handler apelând then. Și pe then pune funcția pentru resolve și eventual funcția pentru reject. Deci promisul este un mecanism al limbajului, dar ne cere când creăm un promis să-i dăm funcția care generează execuția propriu-zisă. Și când consumăm promisul, îi spunem ce să facem, ce să ne apeleze când s-a terminat cu succes, respectiv când s-a terminat cu eroare. În esență, sau în rezumat, lucrurile stau de genul următor. Există trei moduri de a răspunde asincron, de a executa cod asincron în JavaScript. Callback-uri, promisuri și o să vedem în ECMAScript 6 async await. Acestea ramifică procesarea codului, programului nostru, ramifică fluxul de procesare în felul următor. Callback-urile ar însemna că execut o funcție și dau o metodă a mea ca atunci când obține rezultatul să-mi apeleze înapoi metoda. Dar ce s-ar întâmpla dacă, spre exemplu, aș vrea ca să mă conectez la baza de date, conectarea e operația asincronă, când reușește să se conecteze, să creeze o tabelă, crearea e operația asincronă, iar când creează tabela să-mi răspundă, să-mi apeleze mai departe un call, nu știu, altă metodă. Deci ajung să am foarte multe imbricări. Am funcția care face ceva, în interior îi dau un callback, dar și callback-ul ăsta încearcă să facă ceva și dă alt callback. Deci dacă lucrăm cu callback-uri, programul se împarte foarte tare în adâncime prin imbricarea callback-urilor în callback-uri. Este foarte greu de urmărit și mai ales de resincronizat. Ce s-ar întâmpla dacă eu trebuie să aștept simultan două lucruri? Să se facă cu baza de date ceva și să se acceseze, nu știu, sistemul de fișiere. Deci dacă am callback-uri care depind de mai multe operații asincrone, sincronizarea lor este dificilă. Pentru asta au fost create promisurile, care îmi permit să, în continuare, programul are ramificații, are funcții care fac procesarea asincrone, dar măcar pot să am puncte de sincronizare care să le secvențializeze. Adică încerc să fac o operație și pe then îi pun o funcție care la rândul ei ar putea să am un then pentru un promis compus. Și deci să aștept după mai multe lucruri și să continui în manieră secvențială cu instrucțiuni, nu callback în callback. Dar chiar și așa, tot am ramificări. Am o funcție care face niște procesări și în interior are imbricate den-urile care fac mai departe alte procesări când e disponibil rezultatul promisului. Pentru a simplifica și a linializa și mai mult programul, o să vedem ora viitoare că avem async await, care ne permite să așteptăm într-o manieră secvențială pentru rezolvarea unor valori asincrone, în așa fel încât resincronizarea să nu se facă prin imbricare, ci prin un mecanism de continuare al interpretării. Deci, practic, acestea sunt modurile în care putem să răspundem asincron la terminarea unor task-uri. Fie dându-i callback-ul să ne notifice înapoi, dar astea se pot îngloba unele în altele foarte în adâncime, fie așteptând promisul să se termine și punând pe den cu ce să continue, dar chiar și aici avem ramificări, sau secvențializând prin async await. În bibliografie, deși la începutul cursului v-am pus niște cărți de tehnologii, dacă vreți mai multe în detalii despre mecanismele de limbaj JavaScript special, o carte care e, discută limbajul, nu neapărat framework-uri peste, este JavaScript The Good Parts.
Cam aceasta este prezentarea de astăzi. Voi opri înregistrarea.